Președintele Consiliului Județean Ion Călinoiu face pe șeful de campanie pentru candidatul PSD la scaunul de senator în Colegiul 2. Șeful județului a fost azi cu candidatul partidului, ministrul Mihnea Costoiu, care se află în plină campanie electorală, într-o acțiune în comuna Alimpești. Costoiu este în concediu pentru a-și face campanie, lucru confirmat de reprezentanții Ministerului Educației. Deși se afla în timpul programului plătit din bani publici, Ion Călinoiu l-a însoțit pe candidatul PSD ca și primarul localității și el membru PSD. Elena Mosor a avut o ieșire nervoasă atunci când a fost întrebată de jurnaliștii Tele3 de ce a însoțit un candidat aflat în campanie. A trebuit să reducem, n-a făcut nimeni niciun fel de propagandă, n-a fost pentru propagandă, a fost pentru într-o singură școală la Olimpie să avem o bază sportivă în lucru. Atât de tot. Dar de ce acum în campanie electorală? Pentru că domnul... N-a fost nimeni în campanie electorală, doamnă. Dar cum ați fost? Am fost la școală, pentru că a fost și președintele Consiliului Județean, trebuia să vadă care e situația acolo la terenul de sport al școlii. Dar de ce ați mers acum în școală? Uite, așa am vrut eu să mă duc astăzi, pentru că astăzi vine președintele Consiliului Județean acolo. Dar președintele Consiliului Județean e de aici, din județul Gorj, și ar putea să vină mai des la școală. De ce acum în campanie electorală? Nu am nicio campanie electorală, nu fac vorba de nicio campanie electorală, eu îi rugai să meargă acolo ca să vadă ce nevoie are școala. Așa nu mai găsesc și nouă în drum și acolo cu cine mai făcui propagandă. Domnul Mihnea Costoiu este în concediu. În ce calitate a venit dumnealui astăzi într-o școală? În calitate de cetățean al României. A fost împreună cu domnul Călinoiu. Dascăl din școala vizitată de candidatul PSD o contrazic pe primărița din Alimpești și susțin că aspirantul la fotoliul de senator a fost băgat în sălile de curs. A venit o delegație cu domnul Călinoiu, domnul ăsta care e candidatul lor, ministrul, primărița și încă câțiva nu i-am cunoscut pe toți. Când i-am văzut, mi-a sărit inima că nu ne anunțase nimeni de vizită. Au intrat prin clase și au plecat după vreo 20 de minute, a declarat un cadru didactic. Biroul electoral județean a fost sesizat de organizația PDL Gorj, care a reclamat faptul că acțiunea contravine legii electorale. Sesizarea privește efectuarea unei vizite de către membrii PSD, respectiv de candidatul Mihnea Costoiu, în instituții din comuna Alimpești, respectiv în școli, motivându-se că au fost întrerupte orele de curs și s-au propus niște promisiuni electorale. La orele prânzului, președintele Consiliului Județean nu ajunsese la serviciu, lucru confirmat de subalterni. Surprins de echipa Tele3 în această după-amiază, Ion Călinoiu a refuzat să dea o explicație referitor la vizita cu iz electoral efectuată în timpul serviciului. Șeful județului a încercat să fugă de reporterii Tele3, fiind ajutat de subalternii supuși. Respect. 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 Păi, dar nu...